Întregul incident s-a întâmplat în centrul orașului, în fața unui magazin. Se pare că adolescentul ar fi vrut să cumpere țigări, apoi s-a răzgândit și a cerut banii înapoi. Femeia a refuzat să-i dea suma, iar tânărul a devenit recalcitrant. Apoi, un alt angajat al magazinului a ieșit să aplaneze conflictul și atunci a fost înjunghiat de clientul agresiv. Tânărul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală, iar astăzi a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Infracțiunea s-ar putea transforma în tentativă de omor, în funcție de numărul de zile de îngrijire medicală de care va avea nevoie victima.